de dimineață, ne ajută să scapi de greață și crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Ne aflăm în data de 3 martie, încă în țara vecină este, mă rog, țara vecină, da, încă vecină, Ucraina, este încă război, se trage, sunt bombardate orașele, sunt bombardate fără discernământ, cel puțin din informațiile pe care le avem noi în România. Trebuie să recunoaștem că sunt unilaterale aceste informații. Nu vedem și alte puncte de și informațiile părții celeilalte. Dar bombele sunt bombe, distrugerile sunt distrugeri, morții sunt morți, răniți sunt răniți, deci prea mult nu poate să difere realitatea. În schimb, pot să difere argumentele celor două părți. Astăzi a apărut Mesagerul de Neamț cu 6-7, nici nu mai știu câte pagini dedicate dramei refugiaților din Ucraina. E vorba de 7 pagini. Pe prima pagină se vede clar drama, poza de deschidere, iar pagina a doua este dedicată, cu ghilimele, fără ghilimele, celor care au adus România Mare, au făcut din România Mare una mai mică, sus Stalin și cu Lenin și jos demnul lor urmaș, Vladimir Ilici Visarionovici Putin. Deci, cam asta e situația. Mulțumesc, Bogdan! Să amintim înainte de a prezenta invitatul că în 1940 Rusia, după ce masase trupe la granița cu noi, a dat un ultimatum României, un ultimatum jegos, cum se întâmplă de obicei, și atunci a fost cedată partea de nord a țării și nu numai de nord, Ucraina primind două teritorii, Bucovina și Herța, teritorii care nu au aparținut niciodată lor. Asta este o situație, drama refugiaților este o altă situație, românii s-au dovedit extrem de solidari, dar o să discutăm pe parcursul emisiunii cu domnul dr. Liviu Harbuz despre acest lucru și o să mai ridic câteva probleme apropo de refugiați, costuri și entuziasmul poporului român. Bună dimineața, domnule. Bună dimineața, bine v-am găsit sau mă rog, sper că cât bine. Putem să cât spunem putem fi de bine în condițiile date. Da. Domnul doctor, e război, e un război din acela, eu nu credeam că mai văd genul ăsta de război este clasic. Un alt fel de război, de fapt este aproape, putem să-i spunem, un război hibrid, pentru că pe lângă partea clasică, sistemul clasic pe care l-am văzut în istorie, eu cel puțin am avut neșansa să trăiesc momente de război, avem și războiul mediatic, pentru că în social media, în momentul de față, se duce de fapt adevăratul război. Aici vorbim despre informare, dezinformare și mai ales despre ceea ce rușii știu să facă foarte bine, o politică de manipulare. Să vă spun ceva, în momentul acesta, partea aceea de război nu este resimțită aparent direct de cei care luptă. Eu vorbesc acum de faptul că rușii și-au încordat mușchii, probabil că vor să arate că pot purta un război de tip clasic,
și au mobilizat o forță impresionantă. Adică, pentru care, de altfel, nimeni nu mai era pregătit. Nimeni nu mai credea exact. Că poate avea loc un asemenea război. De altfel, se văd și consecințe. Exact, exact. Și partea, acest tip de război duce, dacă nu sunt respectate regulile, și niciodată nu au fost respectate, la foarte multe victime civile și la distrugeri imense de infrastructură, locuințe, tot ce doriți. De asta spun că el impresionează în primul rând prin acest gen de lucruri. Restul, știți cum, că se bate, că le taie, pentru noi e spectaculos așa, că le taie nu știu ce acces la nu știu ce programe, site-uri, că nu se mai duce rusul și scoate banii în Occident. Da, dar este instrumentul de propagandă pe care, paradoxal, rușii de-a lungul anilor au dezvoltat un sistem de comunicare, apropo de social media, în ultimii 10-12 ani, impecabil, dar se pare că acum au revenit din nou, din obișnuință, la o propagandă ieftină, dar în același timp o propagandă agresivă. Vedem ceea ce comunică mereu. Am văzut și cred că cel mai grav lucru din ceea ce se întâmplă, dar și unul definitoriu până la urmă, este faptul că la un moment dat Putin, și numai Putin, și ministrul apărării din Rusia, dar și șeful statului major, au vorbit despre atac cu arme atomice, ceea ce a făcut ca lumea să devină mult Occidentul în general, și nu numai Occidentul, dar chiar și oamenii, cetățenii planetei, să devină mult mai atenți. Și dacă la început aveam așa o tabără pro-Putin, o tabără împotriva lui Putin, dar și foarte mulți nehotărâți, și aici mă refer, desigur, la cei mase foarte mari de cetățeni care au contestat măsurile din pandemie. Vedeți că pandemia practic a intrat în disoluție odată cu începerea războiului. Aici Putin a fost cel mai bun Putin medic. A așteptat acest moment și părerea mea că lucrurile au fost pregătite cu mult timp înainte. El a așteptat până la urmă închiderea capitolului pandemie sau măcar finalul, pregătirea finalului acestui capitol, dar în același timp a pregătit un atac. El a mers pe sistemul Blitzkrieg, adică dăm o lovitură neașteptată. Se pare că nu i-a ieșit nici asta. Dar revin, Putin a analizat, cred că cu foarte mare atenție, momentul prielnic, pentru că haideți să privim puțin contextul internațional. Aveam criza pandemică, aveam criza energetică, aveam criza alimentară în debut și o avem în continuare. Toate aceste lucruri au fost foarte bine analizate. Reținerea Statelor Unite ale Americii n-aș mai arăta aici, rolul dominant. Exact, retragerea din Afganistan, războiul economic cu China. Războiul economic cu China, faptul că, să ne uităm atenți, că de fapt coeziunea europeană a apărut în ultima săptămână. În primele zile să nu uităm că Germania încă mai avea reținere. Dacă nu ieșeau 500.000 de nemți în Berlin. În Berlin, domnul cancelar, nu dădea 100 de miliarde pentru creșterea finanțării. Deci nu se întâmpla nimica. Nu se întâmpla nimica dacă nu ieșeau nemții afară. Da, de unde concluzia pe care noi am tras-o de foarte multe ori în ultimii ani, am avut și avem în continuare o criză a leadership-ului. Criza leadership-ului s-a manifestat, desigur, și prin competiția pe care am văzut-o în Statele Unite între Trump și Biden. Biden, un lider mai obosit și mai în vârstă, de ce să ne ascundem după degete, față de ce era Biden acum 8 ani, când într-adevăr era într-o mare formă. Și acest lucru a contribuit foarte mult.
O Germanie care gândea doar economic și doar prin interes economic, dar foarte performantă și foarte puternică în condițiile în care am avut-o pe Angela Merkel. Plecarea Angelei Merkel a contribuit foarte mult. O persoană apropiată de domnul Putin. Apropiată, neapropiată, Merkel avea un sistem de gândire foarte sănătos, cel economic. Cred că a fost unul dintre puține lideri politici care a înțeles că întâi faci economie și după aia faci politică. O politică fără o susținere economică nu există. Am avut problemele, eu aș spune, probleme între naționalism și Bruxelles. Foarte multe țări membre ale Uniunii Europene, ați văzut, Polonia, Ungaria și nu numai, ba chiar au existat tentative și în România și există în continuare a unor partide de a aduce politici anti-europene. În același timp am avut și avem în continuare probabil competiția majoră între China și Statele Unite. Deci, geostrategic vorbind, lumea s-a schimbat foarte mult. Iar Putin în acest context a profitat foarte mult și a încercat, dar, părerea mea, greșit, prin mijloacele clasice, deci prin un atac cu armament clasic. Ceea ce vedem astăzi este, până la urmă, în primul rând, un război între informații, pentru că uitați-vă, din anumite orașe din Ucraina ne vin informații dintr-o parte cu un anumit caracter, iar din cealaltă parte alt gen de informații. Adică rușii se declară aproape învingători că au ocupat orașele. Avem acum Kharkovul, avem Kherson, care este aproape de Crimea, adică este chiar în Crimea. Războiul se apropie și de granițele românești. Câțiva kilometri. Aseară am avut și îmi exprim condoleanțele pentru familiile celor decedați, militarii români, care în două accidente nefericite, este pentru prima dată, de altfel, când cade un avion de vânătoare, iar elicopterul care pleacă pentru a identifica locul prăbușirii, cade și el. Avem 6 victime, parcă, sau 7, nici nu știm. Acum, cum să vă spun, mie mi se pare extrem, extrem de ciudat să cadă un MiG și un elicopter, unul după altul. Un MiG nu este ciudat, pentru că noi, în ultimii 20 de ani, să nu uităm, acest MiG-21 Lancer este un avion depășit. Sunt avioane depășite și moral, și din punct de vedere militar. Ele sunt folosite în general ca niște kamikaze, pentru că în general toate second-hand-urile sunt depășite. Din câte mi-aduc eu aminte, MiG-urile 21 Lancer au fost achiziționate noi la vremea aceea, dar ele sunt foarte vechi. Asta este încă o dovadă că măsura pe care a luat-o președintele de a mări alocarea pentru apărare la 2,5% din PIB-ul României este una mai mult decât necesară. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, spre Germania, uitați-vă, au alocat 100 de miliarde pentru întărirea capacității de apărare a Germaniei. Slavă Domnului, în acest moment, Putin a reușit să aducă și un fapt pozitiv. A adus coeziunea, unitatea în Uniunea Europeană. Din nou s-a creat această simbioză și această forță care înseamnă NATO plus Uniunea Europeană, la care au aderat și alte state, cum ar fi Canada, Noua Zeelandă. Deci, în momentul de față, am văzut și în Consiliul de Securitate, există o poziție comună pentru ceea ce face Putin. Cred că Putin a greșit foarte tare atunci când a amintit despre arsenalul nuclear, pentru că oriunde ai fi, de orice parte ai fi, în momentul în care auzi de un atac atomic, îți dai seama că asta va distruge lumea. Gândiți-vă că focoasele nucleare din Statele Unite și din Rusia pot distruge Pământul de 10 ori. Deci, vorbim despre ce am mai discutat noi, despre sfârșitul lumii până la urmă. Nimeni nu-și dorește asta și cred că aici nimeni nu-și dorește, dar sunt câțiva nebuni
care pot să o facă. Sunt câțiva nebuni, desigur, aici ne referim la cei care au acces la butonul, la servieta care controlează armamentul nuclear, dar totuși presiunea este foarte mare. Vom vedea până la urmă și cum acum embargoul și presiunile care se fac economice pe Rusia. Gândiți-vă că, de exemplu, acțiunile la Lukoil au ajuns de la 150 sau 140 ceva de dolari la 0,25. La 0,25. Impactul negativ economic asupra Rusiei va fi foarte puternic. Acum depinde cum vor privi cetățenii și cei din jurul lui Putin, cum vor privi atitudinea lui Putin. Vor înțelege că dacă merg înainte, pot merge către sfârșitul lumii sau vor deveni susținători mai aprigi al lui Putin și Putin se va baza pe armata și poporul rus, armată pe care o vedem altfel, că în anumite zone este destabilizată, destabilizată psihic, destabilizată material, din punct de vedere logistic, adică în secolul 21 să auzim că tancurile care au venit să ocupe Ucraina nu mai au benzină și că soldații nu mai au mâncare, sună așa, puțin ciudat. Bine, v-am spus că informațiile vin dintr-o anumită zonă, dar... E foarte adevărat, dar eu m-am uitat la coloana aia, celebra coloana aia nu-i de tancuri, aia nu-i de tancuri. Păi... Aia sunt doar cu mașini utilitare. Câteva tancuri. Sunt și platforme cu rachete. Probabil că da, în mașinile utilitare. Eu n-am înțeles, e atât de simplu să distrugi o astfel de coloană. Gândiți-vă cam ce se întâmpla în Iran, de exemplu. Adică arabii care cu două lansatoare de rachete aruncau în aer coloane întregi americane la vremea aceea. În Afganistan vorbeam. Chiar eu nu văd unde e armata ucraineană, adică n-am înțeles de ce nu vedem armata ucraineană. La luptă. La luptă, dar nu știu unde sunt la luptă, pentru că nici măcar războiul de gherilă, războiul în interiorul orașului. De luptat luptă, problema care se pune este că o armată de genul celei ucrainiene, cu armament în mare măsură de origine rusească, S-a făcut o infuzie de armament foarte puternică în ultima perioadă. Dar asta necesită instructaj, necesită mai multe adevărat. Lucruri. Da, atunci când vorbim de dronele turcești, care sunt foarte eficiente și care sunt singurele arme despre care s-a discutat foarte mult. S-a discutat în public. Dar altfel, dacă ne uităm, câte țări au trimis avioane de luptă, câte țări au trimis platforme de rachete. Nu știu dacă le-au trimis. Eu știu că și-au exprimat dorința de a le trimite. Vedeți ce înseamnă comunicarea, vedeți cum vin informațiile, vedeți cum suntem manipulați în fiecare moment. Nimeni nu știe dacă nu știe exact care este realitatea. Dar realitatea e sigură pe aia pe care o vedem cu... pe care o transmit oamenii cu telefoanele și fac streaming din stradă și din gara din Kiev, unde am văzut ce se întâmplă. Știți ce nu se discută în ziua de astăzi? Toată lumea a luat opțiunea nucleară. Ce a zis? Da. Până la opțiunea nucleară există arme care pot distruge viața pe pământ sau pe zone întregi fără să se apese butonul nuclear. Și aici mă refer la armele chimice la care rușii sunt specialiști. Și nu numai ei. Ca să fim cea mai la îndemână este arma biologică. Armele și ne întrebăm dacă biologice. Pandemia n-a fost o armă biologică. Deci, până la urmă. Armele biologice. Deci toate lucrurile astea, adică, mă rog, dar să revenim un pic la refugiați. Este, deci, jos pălăria, am spus-o aici, pentru cum s-au organizat cei din Piatra și numai românii, în general, să-i primească pe refugiați. Știți ce nu înțeleg eu? Auzeam azi dimineață o știre, doamna Ursula von der Germania, nu von der Deutschland, von der Deutschland, Ursula unde von der Brüssel, așa, care e la noi, am înțeles acum, da? Președinta Comisiei Europene, a anunțat un ajutor dat Moldovei
ca să poată gestiona criza refugiaților de 15 milioane de euro. Eu știu, cred că știu, nu știu exact dacă știu foarte bine, dar cu ajutorul unui coleg, adică există la nivelul Comisiei Europene un fond european pentru refugiați. Când grecii au primit refugiați, știți că veneau în insule grecești, grecii nu prea au făcut chete. Fondul european este pentru țările membre ale Uniunii Europene. Păi, dar noi nu suntem? Păi, noi suntem. Păi și la noi la de Moldova ce? Moldova nu este. Bun, dar la noi de ce nu a funcționat? N-am auzit o știre că România a făcut o cerere doamnei Ursula von der Leyen în Bruxelles să activeze suma asta. Și atunci lucrurile ar fi fost extrem de simple. Statul român putea să pună la dispoziția refugiaților plătind, adică niște bani intrau în țară și se plăteau cazări, etc., etc. N-am înțeles de ce lucrul ăsta nu se întâmplă. De ce populația, e foarte frumos, românii întotdeauna au știut să-și primească și dușmanii frumos. Nu, în general românii sunt primitori. Da. Să fie uniți între ei, dar atunci când a fost vorba exact. De alte nații, chiar și nații care au devenit solidari. Deci și femeile cu... și copiii n-au nicio vină din Ucraina. Absolut. Dar să nu uităm, președintele să nu uităm, a spus nu, națiunea română nu există. Nu există. Da. Așa, de asta spun. Dom'le, n-ar fi fost mai corect și acum discutăm ca doi oameni. E, să vină președintele, nu? Poate iese astăzi cu doamna Ursula von der Deutschland și va spune da, am activat fondul acesta, iată, vin 50 de milioane de euro ca să-i ajutăm pe refugiați. Să le plătim să plătim pentru ei cazare, masă, etc. Să plătim pentru ei, dacă vrem, să plătim biletele de avion. Cu siguranță vor veni bani și pentru sprijinul refugiaților. Eu sper, pentru că... Gândiți-vă că inițial a fost vorba de 800.000 de refugiați, 700 și ceva 100 de mii și ceva au venit în România. Și 100 și ceva de mii au venit în România. 130.000, parcă. Ați văzut reacția societății civile? Jos pălăria. Impresionantă cum s-au implicat. A intervenit încet, a intervenit și guvernul. Ați văzut că simplu fapt că se face transportul gratuit pe trenuri până la graniță. Am văzut, dar a intervenit guvernul când? Ministerul de Interne. Bun, a intervenit după, gândiți-vă că războiul a început acum 7 zile, domnul Bălănescu. Deci un guvern responsabil, precaut, bine informat, pentru că nu numai de ai noștri vorba de informații, probabil că avem acces la informații. Avem acces la informații. Bine informat, ar fi știut fără niciun fel de problemă, sau poate au știut și atunci lucrurile merg în altă direcție, că vom primi refugiați și atunci și Uniunea Europeană știa că vom primi refugiați. Și atunci probabil că cineva a zis, băi, da, avem fondul ăla aplicabil, da. Ia hai să vedem, România, dacă cheltuie 30 de milioane, putem să le dăm 30 mai de milioane? Mai este un element pe care trebuie să-l luați în considerare. În Moldova vor rămâne foarte mulți ucrainieni. Ei nu vor tranzita. Pe cât România este o țară de tranzit pentru refugiați. Dacă vă uitați, 90% dintre refugiații care au venit în România vor să plece mai departe către vest. Noi ne-am uitat, suntem amândoi pe un grup din orașul Piatra Neamț, unde un grup de oameni de afaceri, societate civilă s-au implicat foarte mult, au cheltuit foarte mulți bani. Părerea mea, uneori, nu tocmai în sensul bun, pentru că eu nu văd că ar fi corect, din banii personal, din banii privați, să plătești un bilet până la Paris sau până la Madrid sau până, nu știu, la Praga,
Eu înțeleg să plătim doar pe teritoriul României atunci când tranzitează refugiații. Bun. Pentru că atunci când încarci 5 mașini cu refugiați care vor să plece în Italia, să nu uităm că trebuie să treci și prin Ungaria și prin Austria, unde lăsăm bani pe vinietă, unde nimeni nu ne dă niciun leu pentru carburant. Adică n-am auzit ca transporturile de refugiați să fie subvenționate sau măcar finanțate de către membrii altor state. Atunci sunteți de acord cu mine că acel fond pentru refugiați ar trebui să fie împărțit în primul rând Poloniei, care pentru că Polonia are cel mai mare aflux de refugiați. Apoi României, în ordinea respectivă. Și chiar și Ungariei, care acum au devenit pentru câteva ore, au început să sufle în iaurt și au zis că nu mai primesc fără pașaport biometric refugiații, ca să facă puțin un pic de blocaj. Au renunțat după câteva ore, am spus. Da. După câteva ore, că probabil le-a spus cineva, băieți. Bun, ați văzut în ultimele 7 zile, pentru că dinamica a fost foarte mare, statele au avut poziții inițial unele specifice și unele ciudate, dar în momentul de față toate s-au aliniat la aceeași politică vis-a-vis de Rusia. Nu chiar toate. Serbia, nu? Stați puțin. Serbia întotdeauna e un caz special. Deci Serbia, nu. Ungaria a zis prima dată că nu vor interveni, vor bloca sancțiunile, după care au zis nu, după care au zis da, nu avem nicio problemă, dar noi, zice, nu permitem să treacă pe la noi armament și ajutare, pentru că noi suntem solidari cu Europa, dar suntem mai solidari cu noi și printre noi și cu domnul acest Rasputin, Priapic al războiului din Rusia. Încercam să găsesc că, cred că la Lukoil s-au făcut controlele în România. Haideți, domnule, că asta este jenant. Trebuie subliniat. Deci adică, ce să subliniem? Atâția ani. Că niște nesimțiți. Atâția ani n-au intrat de frica tavarișilor și acum, ca să arătăm noi mușchii noștri la Uniunea Europeană, uite, bre, i-am făcut noi pe ăștia, ne ducem și controlăm termenul de garanție din benzinăriile Lukoil. 55 de benzinării, 56 de amenzi. De ce să mai... E jegos. Să te lauzi cu asta public. Este jegos, îți vine să vomiți. Absolut. Este jegos. Ați văzut, nu numai la noi se întâmplă asta. Cum brusc, foarte mulți și-au dat seama cât de nefrecventabil sunt oligarhii ruși. Unii și-au făcut și planuri, le confiscăm iaptul. Uitați-vă la Marea Britanie, uitați-vă ce se întâmplă în momentul de față. Este foarte bine că s-au impus astfel de măsuri de boicotare, practic, și de control asupra finanțelor oligarhilor ruși, chiar urși în momentul de față. Dar mă gândeam, până acum n-a observat nimeni ce se întâmplă. Și aici revenim la faptul că, până la urmă, e o chestie de istorie și de filozofie politică. După ce în 1991 Rusia, de fapt Uniunea Sovietică a dispărut, iată, toată lumea și-a văzut de treabă, americanii i-au uitat pe ruși, i-au lăsat în pace, nimeni n-a mai fost atent, ba Putin, dacă ne aducem bine aminte, a fost frecventabil și prieten și a fost considerat ca un partener de discuții politice, economice. Marea majoritate oligarhii ruși au primit tot felul de avantaje în țările în care s-au dus. Țărilor vestice au abordat relația cu Rusia doar dintr-un punct de vedere economic și l-au uitat pe cel politic și militar. Și n-au mai fost atenți. Asta i-a creat lui Putin posibilitatea să se organizeze și să pregătească acest atac la care nu se aștepta nimeni. Domnul Harbos, când a intrat în Crimea, La început lumea a protestat, după câteva zile a uitat toată lumea. Știți care a fost logica lor?
logica aia zice, da, zice, Crimea le-a dat-o Hrușciov ucrainienilor, că așa a vrut el că era de pe acolo, s-a gândit că pe vremea când era el satrap în Ucraina, au murit câteva milioane de ucrainieni și atunci zice, merge așa, zice, lasă, a organizat și Olimpiada. Atunci s-a organizat și Olimpiada. Ce să mai discutăm? Și apoi, până la urmă, ce-o greșit așa de mult? Timp de 7 ani, dacă nu mai știu cât, Putin s-a jucat. 2014. S-a jucat puțin în Georgia, s-a jucat puțin în Osetia de Sud și nimeni decât niște proteste din acelea așa la nivel de... De ce? Pentru că onor aliații noștri cu umbrelă, fără umbrelă, așa, au zis, băi, e în sfera lui de influență. Lasă, ce faci? Dar în Georgia, georgienii au omorât armeni, armenii, adică nu, mă rog, turcii au omorât armenii. Așa, ăștia lasă, băi, împuținează un pic pe acolo, care-i problema? Problema este să punem și noi botul un pic la petrol, la gaze, la ce mai e acolo. De fapt, în momentul ăsta trebuie să privim și din... Hai să privim și să fim echidistanți. Există și un mare interes asupra ceea ce înseamnă gazul rusesc, cel mai mare. Eu cred că dispariția lui Putin ar putea rezolva multe probleme și mai ales din punct de vedere economic. Dacă se va întâmpla asta vreodată, indiferent pe ce cale va dispare. Știți care a fost cea mai sinistră glumă pe care am auzit-o azi dimineață la radio? La un post foarte respectat de radio. 3 băieți făceau glume. Cică, uite, un oligarh rus, un miliardar rus, a pus 1 milion de euro pentru ca ofițerul care îl arestează pe Putin va fi premiat cu chestia, ofițerii. Și unul dintre ei a spus... într-o continuare a glumelor și domnule, hai să organizăm un teledon să dea fiecare român câte 2 euro ca să mărim suma asta pentru Putin. Genul acesta de glumițe făcute în momentul în care se adună la nivelul acela, eu nu vorbesc de Piatra Neamț unde eu spun că Putin este un Rasputin priatic al războiului. Eu vorbesc de posturi mari. Nu fac bine. Bun, aici ne întoarcem la comunicare. Am spus să nu neglijăm efectul comunicării în momentul de față, fie din mass media, fie din social media, pentru că lucrurile astea, oricum ele sunt direcționate, manipulate într-o direcție. Absolut. Într-o direcție sau alta. Sau pentru alta, că da. De ambele părți se lucrează la acest gen de manipulare, doar că imaginile transmise, repet, pe care le vedem chiar de pe front, chiar oameni omorâți, clădiri bombardate, pe alea nu le poate manipula nimeni. Decât dacă le repetă și, de... Și să ne întoarcem la ce spuneați mai devreme, cum au acționat cei de la Protecția Consumatorului, nu? Parcă așa. Da. Cum se cheamă Protecția Consumatorului, denumirea întreagă? ANPC, Agenția Națională pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Comercianților care încalcă legile. Pentru că ăștia, când se duc în control, fac așa. Se duce, găsește un frigider cu carne stricată. După 3 zile dau un comunicat. După 3 zile, nu îl dau atunci. Ce am găsit într-o locație din zona municipiului Piatra Neamț un magazin în care se vindea carne stricată. Ok, vezi comunicatul, pui mâna pe telefon. Domnule, nu vă spărați. Unde? Zice, nu putem să spunem. Da, știți că legislația europeană interzice. O lege tâmpită, pentru că... Depinde. Pentru că... Până nu se confirmă, știți, e ca și prezumția... Păi și la vinde în continuare. Nu vinde. E cum să nu vândă? Nu vinde. Păi vă spun că... Ei confiscă bucata aia de carne.
Vedeți, e lipsă de cultură administrativă și la Vai de mine! În primul rând, ANPC-ul nici măcar nu are atribuții privind partea alimentară. Corect, trebuie să vină ceilalți. Singurul lucru pe care îl fac ei, de care se ocupă, este etichetarea. Ei trebuie să verifice etichetele și să fie în termen de consum. Deci, cu restul se ocupă Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, care are un sistem de alertă rapidă, în care în momentul în care ai găsit într-un magazin și prin examen de laborator ai hotărât că un produs este periculos, el imediat este retras, pe loc este retras din acel magazin, ba mai mult se face trasabilitatea produsului la persoane, la unități de alimentație publică. Adică, și imediat se transmite în sistemul ăsta, se transmite în sistemul european. Adică trasabilitatea se face lui. Eu sunt de acord. Eu sunt de acord. Dar dacă un magazin de trei ori l-ai prins cu chestia asta. Da, un magazin, stați puțin. De obicei, vedeți, la fel, e o chestie de abordare. Nu e vorba de magazin neapărat. La magazin se referă doar la modul de transport, depozitare și modul în care comercializează. Pe când produsul poate fi periculos din fabrică. Corect, eu sunt de acord. Adică de la producător, gândiți-vă câte substanțe, câte euro. Eu sunt mai pragmatic. Păi dacă într-un magazin, dacă într-un magazin s-au vândut de trei ori nu produse peste termenul de garanție. A, este altceva, dar nu cred că e nimeni nebun să vai de mine. Peste vai de mine. De ce magazinul acela mai există? Bun, asta e cu totul altceva, dar să știți că astea sunt foarte puține cazurile, apropo, de termen de garanție depășit. Știți unde se întâmplă? La restaurante, nu în... Bine, dar în restaurante poți să spui că erau pusă carnea la fezandat, nu-i problema. Deci despre ce vorbim? Bine, fezandare se face și la nivel de... Fezandare la prin congelare. Exact. Să ne întoarcem un pic la băieții noștri. Știți? S-au dus în control, excepțional, îți vine să vomiți. Dar nimeni în ultimii câți ani, nici nu mai știu câți ani, n-a zis, bă, avem ramuri ale economiei care cam depind de niște băieți din Est. Nimeni n-a spus, bă, ce ne facem noi? Dacă uite acum, de exemplu, nu mai știu cum îl cheamă, de Ripasca parcă, sau nu mai știu care, hotărăște să zică, bă, adică noi nu mai putem în Uniunea Europeană, e ok, ia hai să tragem noi heblu la... Bun, sancțiunile economice vor câți avea oameni? Efecte foarte clare și asupra forței de muncă. Câți asupra oameni? Oamenilor care lucrează la aceste companii unde majoritar sunt rușii, companii rusești, o să avem probleme și cu Lukoil în România, Gazpromul. Deci e foarte clar că sunt foarte mulți angajați din România sau din alte state care își vor pierde locurile de muncă. Gândiți-vă că s-au retras Mercedes, Porsche, Volkswagen, toate grupurile mari de automobile s-au retras din Rusia. Deci asta înseamnă niște mișcări economice, costurile sunt foarte mari chiar și pentru cealaltă economie. Gândiți-vă că sunt pierderi majore pentru companii care aveau acțiuni la rândul lor în firmele rusești și aici vorbim de țări din vest, companii din vest. Deci ăsta este prețul pe care îl plătim. Sancțiunile economice sunt cele mai dureroase și nu doar pentru Rusia. Rusia poate rezista de la o lună, trei luni, șase luni, poate rezista și un an de zile la sancțiunile economice. Și mai mult, vă spun. E puțin probabil pentru că Rusia, în momentul de față, din punct de vedere economic, este la pământ și ăsta a fost unul din motivele pentru care Putin a hotărât că mai bine mergem la război decât să murim de foame. Cred că acest preț trebuie plătit dacă, într-adevăr, vrem să oprim invazia Rusiei în Ucraina. Dincolo de asta avem nuanțe. Nuanțe, așa cum ați spus, apropo de Zelenski, care ne-a spus nouă că, de fapt, comunitatea românească nici nu există și că atunci când ne-au luat Bucovina de Nord și Herța... Erau vechi teritorii. Erau vechi teritorii ucrainiene. Deci, noi...
trebuie să abordăm acum lucrurile dintr-o perspectivă, în primul rând, umanitară, și asta s-a văzut. Poporul, asta e clar. Poporul român a empatizat și a răspuns foarte corect și foarte emoțional, zic eu, apropo de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Dovadă este că toți au sărit să ajute pe ucrainieni. Probabil că asta se va întâmpla încă o perioadă, dar depinde foarte mult și de rezultatul acestui conflict, pentru că dacă ne vom trezi cu o ocupație rusească în Ucraina și cu Ucraina declarată teritoriu sovietic rusesc, vom avea probleme, vom fi granița NATO, UE, cu Rusia. Direct. Adică pe câteva sute de kilometri, dar sunt acele sute de kilometri strategice. Pentru că vorbim de acces la Dunăre, de acces la mare, adică lucrurile se vor schimba major. În momentul în care tu o să ai Odessa la distanța pe care o ai de Mihail Cogălincean, unde ai bază NATO, oricând poate să întâmple ceva. 150 de kilometri sau 200 de kilometri e suficient într-o dimineață să enerveze un pilot de avion de vânătoare și să greșească să intre pe teritoriul inamic și să înceapă cu scântei. Asta este problema. Pentru că, de fapt, în momentul acesta trebuie să fim atenți, toată lumea trebuie să fie atentă să nu apară un conflict direct, și ați văzut că și Biden a subliniat acest lucru, între NATO și Rusia. O astfel de situație atunci, da, ar putea genera un război, al treilea război mondial, pe care Putin nu știu dacă și-l dorește sau nu, cert este că amenință cu el. Oricum, nu știu dacă ați urmărit mesajul lui Biden zilele trecute. Știți, ai discursul. Ora națiunii. Starea națiunii, ora națiunii. Așa, nu știu dacă l-ați urmărit. Eu l-am urmărit și, urmărindu-l, mă trezeam în vremuri de mult uitate. Adică, nu știu dacă ați văzut, domnul Biden sublinia ceva într-o frază. Și în momentul în care sublinia ceva într-o frază, să nu te sperii, Bogdan, aplaudau, se ridicau, nu, se ridicau în picioare și aplaudau. Zic, Doamne, ferește! Dar așa se întâmplă. O fi întâmplând. Ați dar văzut nu știu ce s-a întâmplat și în Parlamentul European? Și nu, se ați văzut cum stă Putin la discuții cu ai lui? El singur și ei la 100 de metri, într-o sală imensă. Acolo este doar conducerea militară, ce ați văzut dumneavoastră, dar nu uitați cum Putin intră în sala de congres, unde îl aplaud 10 bine, mii de oameni. Bine, asta când a fost ales președinte. Când a fost ales președinte, adică aici vorbim despre comunicare. Aici vorbim despre modul cum prin comunicare poți intimida. Pentru că dacă studiem din punct de vedere imagologic, pentru că până la urmă aici avem de-a face cu aici imagologie, în momentul în care vrei să transmiți forță, acestea sunt atitudini specifice pentru a transmite forță. Îmi pare rău că nu am o poză. Ce forță transmite următoarea imagine? Joe Biden, un lider, hai să-i spunem, mediu. La vârsta așa. Bun, așa, și în spate. Gândiți-vă că așa în spate erau două figuri foarte amenințătoare. Vicepreședinta. Doamna Kamala, da, și șefa Camerei Reprezentanților. Așa. Două femei, una șefa Camerei Reprezentanților nu prea știa când să ridice. Și se uita când aplauda doamna vicepreședintă, aplauda și ea. Toată se ridica numai doamna vicepreședintă. Deci imaginea aceasta de forță transmisă... Da, bine. Repet, aici este o tehnică de comunicare. Nu vă închipuiți că doar așa hormonal se ridicau cele două doamne. Eu m-am gândit la un moment dat. În niciun caz. Deci totul acolo este foarte bine gândit, există o regie, același lucru se întâmplă. Nu uitați mesajul pe care l-a transmis Putin în momentul în care a stat la masă cu Macron, unul la un capăt, unul la un capăt. Și o masă cu un ceas. Da, și nu, dar deși în diplomație există această situație, doar pentru traducători, ați văzut că Putin avea în dreapta lui, avea un scaun, în stânga lui avea un scaun. Da, ăla era pentru traducători chipurile pe vremuri, dar simbolistica în diplomație
poate transmită foarte multe. De altfel, în diplomație și în atitudinile marilor lideri, trebuie să urmărim în primul rând limbajul corpului, care este foarte important, discursul, pentru că să nu uităm totuși, rușii sunt profesori, ei au avut un minister al propagandei, așa cum a avut și Hitler în Germania nazistă. Gândiți-vă că aveau ministere ale propagandei. Acum nu mai avem ministerul al propagandei. În schimb, avem propagandiști la Ministerul Apărării. Exact. Adică avem mulți propagandiști și, din păcate, nu foarte mulți profesioniști în sensul ăsta, pentru că trăim într-o era a comunicării în care o bună comunicare poate să facă mai mult decât orice altceva. O proastă comunicare poate aduce la situații, să nu uităm ce am pățit în pandemie pe o proastă comunicare sau pe o manipulare care, aici mă refer la marile business-uri care s-au făcut în timpul pandemiei. Să vedeți ce business-uri se vor face și în timpul războiului, acum. Adică, cine știe să facă bani și câștigă bani, o face și în vreme de pace, și în vreme de război, dar mai ales în vreme de război. Asta este lumea în care trăim, măcar să trăim sănătoși și să nu avem vreun război și mai ales vreunul nuclear. Aici este problema, dacă, eu nu știu în momentul acesta, dacă populația românească n-ar trebui puțin instruită, sunt alte țări în care, și o țară apropiată de noi, în care deja populația este instruită cum să acționeze în caz de război clasic, în caz de război bacteriologic, în caz de război nuclear, în caz de atac nuclear, că războiul... Știu, Radio Erevan. Radio Erevan, da? Ce facem în caz că se începe un război atomic? Mergeți în ordine și disciplină spre cimitir. La noi nu mai găsești în farmacii nici celebrele pastiluțe cu iod. Cu iod, da. Nu le mai găsești. De ce? Că ne pregătim de război. Suntem pentru un că stat... N-a existat interes comercial pentru producția lor, pentru că n-a existat piață, pentru că totul este reglat de piață. Și atunci statul român, statul român scoate din rezerve și împarte populației iod, că așa se face într-o societate normală, asta condusă de niște oameni normali. Nici măcar nu ne mai ajută. Nu ne mai ajută iodul, dar așa măcar pentru psihic, știți? Pentru că există o varietate atât de mare de arme, inclusiv arme nucleare. Acum avem acele sisteme de bombe cu absorpție de oxigen din aer care transmit unda de șoc, care practic îți dizolvă organele interne. Deci noi vorbim despre adăposturi antiatomice, avem instituții întregi și oameni care sunt plătiți la apărarea, cum se cheamă, antiaeriană. Apărarea civilă. Da. Apărarea civilă. Aveți, aveți și în primărie. Aveți și în primărie. Și am întrebat și eu, avem un inventar al adăposturilor? A, zici, da, subsolurile blocurilor avem, zic, dar vreunul alocat, construit special pentru asta. Nu avem așa ceva. Ei, mai există. Bun, trebuie să înțelegem că dacă, Doamne ferește, ajungem la un război atomic, nu avem nicio șansă, ia că ne cad avioanele și elicopterele. Bine, acum, na, a început din el să cadă câte un MIG. Problema este că MIG-ul ăla, știți, are componente făcute în Uniunea Sovietică. Mă gândesc și eu așa, fac teoria conspirației. Unde se făcea mentenanța pentru ele? La Bacău. La Bacău, nu? Da. Da, haideți să nu uităm că în ultimii 10 ani chiar au apărut și tot felul de bancuri, cultura de miguri. Gândiți-vă câte miguri, zeci de miguri au căzut pe terenuri agricole, că erau, asta spun, era o glumă, hai să cultivăm miguri. Asta e situația în care ne aflăm și nici nu știm dacă am fi alocat mai mulți bani pentru apărare. Totdeauna, de exemplu, eu dacă astăzi aș fi președintele României, într-o stare de necesitate... Ceea ce nu vă doresc astăzi. Nu, mă gândeam doar așa, să iau o decizie. N-aș mai lăsa să plece la export niciun bob de grâu. Păi nu mai are ce să plece, că s-a vândut în două săptămâni, într-o săptămână, tot. N-aș mai lăsa să plece niciun gram de energie, sub orice formă, n-aș mai lăsa să exporte nimeni energie. Deci când ești într-o situație de acest gen, trebuie să profiți de ea.
Noi trebuie să profităm de acest război, așa cum ați spus, prin accesarea de sprijin pentru refugiați, nu să ne dăm haine de pe noi și după aia să vedem cum nimeni nu ne mai bagă în seamă. Și după aceea statul poate primește banii, care după aceea probabil vor fi folosiți. Nu vedeți pentru refugiatul Abramovici și Deripaska. Cine au fost cei care au sărit din domeniile de afaceri, de exemplu, din județul Neamț? Cei din Horeca, care sunt după 2 ani de foame și după 2 ani în care statul le-a promis mereu ajutoare și au primit așa din când în când sau deloc, spre deloc. Cei din transporturi, care la fel au fost afectați. Adică a trebuit să profităm... Trebuie să spunem că și populația, dar în eu vorbesc la nivel de organizare, într-adevăr. Jos pălăria. Eu vorbeam despre influența majoritară, dar gândiți-vă că au fost persoane private care au contribuit din puținul lor, chiar toată lumea s-a implicat. Am văzut că dumneavoastră ați contribuit. Da, am contribuit și eu, am contribuit. O, și eu să vă spun de ce, pentru că mulți s-au supărat pe mine, eu sunt împotriva susținere financiare a unor bilete în alte țări, adică trece prin vine la Piatra Neamț și de aici spune eu vreau să plec la Milano. Ok, te duc până la graniță. Dar nu să plătim noi microbuze, autobuze care să-i ducă la Milano sau la Prag. Eu am făcut donație și am participat pentru că există o solicitare de la câțiva primari în zona Hriboca, parcă. Da, așa, în zona Hriboca, cu care noi avem și o relație. Primăria este înfrățită cu unul din aceste orașe și oamenii sunt disperați că nu au alarme antiaeriene și ne-au solicitat finanțare pentru alarme antiaeriene. Eu consider că aia salvează viața oamenilor și pentru asta am contribuit. Adică sunt dispus să contribui atunci când este și eficient. Când este ineficient, prefer să nu contribui. Nu, deci lucrurile până la urmă încet încet vor intra în normal, adică se duc oamenii... Statul român, mă scuzați, că e foarte important. Ministerul Transporturilor a anunțat că transportul CFR călători va fi gratuit până la graniță. Dar nu, nu duc să... până în capitalele lumii, repet. Nu mă simt confortabil ca în această situație, în care noi, poporul român, întotdeauna poporul român a fost luat de prost. Noi suntem foarte buni. Suntem solidari. Ne dăm haine de pe noi, dar când am ajuns în granița maghiară, când am trecut dincolo, îmi cer și vinietă, îmi cer și speculativ de multe ori prețul pe motorină, îți pun tot felul de taxe de transport. Mai dă și câte o amendă. Mai dă și câte o amendă. Și mă interesează pe cineva că eu transport refugiați și sunt într-o acțiune umanitară. Nu mă interesează pe nimeni. Ăsta a fost motivul pentru care eu nu am agreat și nu agrez. Până la graniță e foarte bine. Acum, pe final de emisiune, vreau să vă spun că eu cred că de acum încolo vor veni refugiați care vor rămâne la noi mai mult, pentru că se gândesc așa, conflictul ăsta nu va dura atât de mult și ne putem întoarce. Vorbesc despre refugiați din zona Cernăuților, zona aceasta locuită și de populație românească, care vor trece granița și vor rămâne în așteptarea unui final. Nu știu câți vor rămâne, dar cert este că cei care au avut bani au trecut. Cei care au un nivel mediu de viață au trecut și ei au tranzitat. Dar valul mare încă n-a venit. Pentru că războiul cu adevărat nu a început, mai ales în zona... În zona asta e prima dată. Sau ieri au fost pentru prima dată alarme în Cernăuți. În Cernăuți, exact. Deci, în Cernăuți. Deci, în Chișinău, era să zic. Oamenii ăștia... De asta m-am bătut peste gură. Da. Gura păcătosului. Da. Ferească Dumnezeu. Deși nu e departe Tiraspolul, nu e departe Armata 14, ăsta e culoarul pe care vor să-l deschidă de la Odessa. În fine. Ideea este că vom avea un val foarte mare de oameni săraci, de bătrâni care n-au plecat până acum, dar care vor fi nevoiți să plece, pentru că nu îi vor lăsa copii acolo. Abia atunci vom avea acest impact puternic cu ceea ce înseamnă ajutor umanitar. Atunci poate statul român va fi pregătit. Trebuie să înțelegem că e o mare diferență între acțiuni caritabile, una e o acțiune caritabilă și alta este un ajutor umanitar. Iar acolo totul trebuie optimizat, fiecare leu la maximum.
De-aia cred că încă nu a venit momentul în care să facem chiar eforturi foarte mari sau să risipim bani trimițând pe unii în alte capitale sau în alte țări din Uniunea Europeană. Da, eu sper că astăzi, la peste 20, peste 35 de minute, vom avea anunțul acesta că România va primi fonduri pentru primirea și lăzduirea tranzitul refugiaților, pentru că, până la urmă, nu numai că merităm, dar este necesar când îți intră 200 de milioane. Domnul Bălănescu, și dacă nu vine ajutorul, românii vor ajuta pe ucrainieni, pentru că așa suntem noi construiți emoțional și sufletești. Ați văzut, atunci vor apărea micuții rechini, care știm că vin ajutoare, se vor implica imediat pentru a face un business. Ați văzut. Asta e cu totul altceva. Păi, vedeți, aici... Transportatorii în care, care, care au făcut-o acum pe banii lor, și pe soarta lor. Vor fi scoși, vă spun absolut. Eu. Vor fi scoși. Cei care au muncit pe bune și chiar au făcut-o din tot sufletul, vor fi dați la o parte și vor apărea șmecherii care vor profita de această situație. Pentru că într-o situație de criză există clar profitori. Ați văzut câți miliardari au apărut după pandemie. Dar asta nu exclude pandemie. Pentru că totuși am avut 5 milioane de morți. 5 milioane de morți la 50 de milioane de morți sunt sau 5 milioane la nivel mondial. Mult mai, cred că 50, nu știu. 50 de milioane, da. N-am mai urmărit nimic din ce... Deci când vorbim despre astfel de cifre, nu putem nega și, bineînțeles, nu putem nega din punct de vedere științific. Dar asta nu exclude ca virusul, COVID-ul și toată această pandemie să nu fi fost o armă biologică, să nu fi fost folosită ca armă biologică pentru a... destabiliza. Pentru a destabiliza și pentru a pregăti, iată, un război. Primul, deocamdată, s-ar putea să mai vedem, să avem vești din zona Taiwanului. Să avem, Nu cred, cred că chinezii, ați văzut, sunt foarte precauți. Deja au început să dea declarații foarte coerente și cred că și foarte responsabile. Chinezii sunt puțin speriați de ce se întâmplă, pentru că China nu-și dorește un război acum. China deja era pe trend ascendent de a câștiga războiul economic. Iar abordarea chinezilor este de a câștiga un război economic și nu un război militar. Adică China este cea mai interesată ca războiul să înceteze. Poate se implică, am văzut că deocamdată China a dat niște mesaje, semnul că se mișcă ceva e că s-a implicat Israelul. Când se implică Israelul, înseamnă că într-adevăr se mișcă ceva. Nu vă grăbiți, Israelul s-a oferit să facă o mediere între cele două părți, dar nu cred că va reuși și am să vă spun de ce. Jumătate din emigrația, din cetățenii, să zicem, sau, hai să le spunem direct, din evrei, se află în Israel. Ei sunt, jumătate din cei din Israel, sunt de origine rusească. Ei provin din Rusia. Deci ei au o familie în Rusia. Cealaltă jumătate se află în Statele Unite. De fapt, știm care este numărul evreilor din Statele Unite. E adevărat că diplomația și forța militară a Israelului sunt de necontestat. Nu știu dacă se vor risca să intre chiar și ca mediator. Dar vom vedea. Venirea Israelului ca mediator în acest conflict, cred că ar folosi foarte mult, ar fi benefică. Dar încă, pentru că știți cum e, există persoane de origine evrei, de origine israeliană, care, după cum ați văzut, sunt prezenți în super afaceri atât în Rusia, cât și în Statele Unite, cât și în Europa. Și până la urmă, fiecare țară gândește din punct de vedere economic, în primul rând. De-aia vă spuneam, este impresionant cum China acum gândește doar economic. Da, să sperăm că vor ajunge și... Să sperăm că nu vor ocupa și Taiwanul.
Pentru că, de fapt, se invocă în fiecare zi, se face așa o corelare între Ucraina și Taiwan, apropo de ocupație. Da. Ne oprim aici. Mulțumesc pentru participare, pentru efort. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Vom vedea ce se întâmplă în zilele următoare. Empatizăm cu victimele războiului. Nu știu în ce măsură cei care ne conduc empatizează și cu populația românească. Zilele trecute a fost un accident nefericit. O familie de ucrainieni, copii, au fost accidentați. Foarte frumos, toată lumea s-a îngrijorat, prefectul de neam s-a dus și a văzut ce se întâmplă cu copiii aceia. E foarte frumos, e foarte bine. E foarte bine că la o conferință de presă a prefecturii s-a auzit mai limba rusă la fel de mult ca și limba română. Ucraineană, nu era rusă. Sau, mă rog, nu știu, cred că rusă era până la urmă, dar mă rog, ucraineană. E bine. Este nu știu, că n-am văzut conferința de presă. Este o dovadă că devenim din ce în ce în ce mai deschiși la toate lucrurile de genul acesta. Aștept ca atunci când avem un accident cu copii români, Doamne ferește, să vedem autoritatea instituției prefectului în spital și pentru ei. Ne oprim aici, vă doresc cele bune, numai bine!